Nu pot să cred. Priviți peste ce am dat. Nu pot să cred că se repetă istoria. Zici că suntem pe aeroportul din Moscova. În China măsurile sunt... draconice. Mai mult decât drastice, da. Dar ai nevoie de două lucruri, fără de care nu ai cum să pui piciorul în acea țară. Au avut o întârziere un minut, bineînțeles, și-au cerut scuze. Sunt care nu poartă masca și sunt care exagerează. Ce părere aveți? Poliția. Nu am văzut în viața mea atâtea butoane la baie. Călătorind îți dai seama că este continentul perfect, din toate punctele de vedere. Ai privit câtă rugină pe aripă? No. Încă închid cartiere întregi, le bagă în carantină. Doar pentru un caz? Pentru un singur caz. Pare ciudat pentru noi, dar e oribil. Avem semne cu fumatul interzis peste tot și lumea fumează. Am zis că poate vreți să vedeți cum arată baia în aeroport. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Așa cum v-am spus în clipul trecut, părăsim Malaysia, ne aflăm pe aeroport. Este ora 7 de dimineață și suntem puțin cam adormiți. Ia priviți-o pe Andreea. Bagajele. Așa că să ne scuzați dacă nu avem energia necesară. Este foarte de dimineață pentru noi. Iar în acest clip o să vă luăm cu noi din punctul A în punctul B. Nu am mai făcut un clip în care vă arătăm cum ne deplasăm din punctul A în punctul B din Filipine, cred. Au trecut câteva luni și zic că ar fi cazul să mai facem unul. Mai ales că următoarea țară este destul de interesantă. Am fost nevoit să ne cumpărăm haine groase pentru că se anunță frig. Iar noi timp de 9 luni de zile nu am avut nevoie de așa ceva, am umblat doar în pantaloni scurți și tricou. Acum lucrurile se schimbă. Avem escală în Singapore. Ia priviți acolo, 11:35. Oho, avem de așteptat. Am ajuns mai devreme cu 3 ore, dar prefer să ajung mai devreme. Urăsc atunci când sunt pe fugă. Oh, nu, nu pot să cred. Priviți peste ce am dat. Nu pot să cred că se repetă istoria. Se repetă istoria asta. Nu cred. Să le spună cineva că... Cred că știm și de unde sunt. Da, nu mai zic nimic, mă abțin de la comentarii. Nu pot să cred. Zici că suntem pe aeroportul din Moscova. Mi se părea mie că e prea mult al. Unii dintre noi nici măcar nu mai poartă mască. De exemplu tu. Nu mai are rost. Eu port pentru că sunt demachiată. Dacă o să vă întrebați de ce port eu mască, sunt demachiată și de asta și obosită. Prefer să-mi pun masca. Vă spuneam că avem escală în Singapore. Suntem la sfârșitul lui octombrie și oamenii aici în Asia încă sunt îmbrăcați ca și cum abia a început pandemia. Cam așa arată micul dejun de astăzi. Am uitat să filmez la început, atât de foame ne era. Am plătit 43,8 ringgit, undeva la 45 de lei. Pui prăjit, foarte picant. Aici avem anșoa, alune, noodles și un sos foarte picant. Același lucru și aici, doar că avem orez și nu noodles. Localul foarte simpatic. Iar dacă e să ținem cont că suntem în aeroport, nu am plătit deloc mult, 5 euro de persoană, cafeaua inclusă. Am scăpat și de controlul de securitate. Totul a decurs perfect, fără probleme. O chestie interesantă, nu am fost nevoit să mai scoatem laptop, nimic din rucsac. Nici geaca de pe noi nu am mai dat-o jos. Ne-au zis, treceți, treceți. Ne îndreptăm spre
poarta de îmbarcare. În 30 de minute ar trebui să decolăm. Avem un zbor de o oră, o oră jumătate maxim către Singapore. Aia, priviți-o pe Andreea cu celebra pălărie vietnameză. Sper să se audă bine pentru că nu am mai pus microfonul. Nu folosesc nici trepiedul. Prin asemenea locuri este indicat să nu le folosești. E mai bine să nu ieși în evidență, chiar dacă nu îți spune nimeni nimic, poți să filmezi fără probleme. Dar mai bine să nu. În curând se fac 3 ani de când a început pandemia și ei încă mai umblă în aceste costume. Vrei, Cosmin, niște ciocolată cu durea? Nu, mersi. Nu? Costum, mască, vizieră. Fix ca la începutul pandemiei. În această parte a lumii se pare că nu s-au schimbat multe. Pe o parte pot să înțeleg, pentru că în China măsurile sunt draconice, mai mult decât drastice. Da. Așa că eu înțeleg. Cât de frumos arată. Poate că nouă ne pare ciudat când îi vedem așa îmbrăcați, dar dacă am locuit în China, poate că am înțelege. Îți aduce aminte ce spunea tipul ăla, nu? Da. Să ne dăm doar cu părerea. Pentru că în China, dacă vă vine să credeți sau nu, încă închid cartiere întregi, le bagă în carantină. Doar pentru un caz? Pentru un singur caz. Pare ciudat pentru noi, dar e oribil. Cât de bine este în Europa. Europa e absolut ceva... Călătorind îți dai seama că este continentul perfect, din toate punctele de vedere. Chiar mai dacă... puțin financiar. Nu neapărat. Nu, e bine scump. Din toate punctele de vedere. Chiar dacă ne place să ne plângem, ar credeți-mă că se poate mult mai rău. Gata și cu primul zbor. Partea cea mai simplă. Bine ați revenit în Singapore. Avem de așteptat aici câteva ore bune. 9 ore. Cel mai avantajos zbor pe care l-am găsit către Tokyo. A costat 450 de euro biletul, doar dus, cu escală în Singapore. Vom căuta un loc în care ne vom relaxa, între ghilimele, pentru că vom lucra. Dacă tot avem atât de mult timp, jumătate de zi la dispoziție. Ce ai zis? Avem semne cu fumatul interzis peste tot și lumea fumează. Da, fără doar și poate rămâne cel mai frumos aeroport în care am pus piciorul până acum. Bun, Japonia, mult așteptată Japonie. Dacă ne-ați urmărit clipurile din Coreea de Sud, știți că am petrecut foarte mult timp acolo, în acea țară, în speranța că Japonia se va deschide, dar nu a fost așa. Am așteptat 3 luni și nimic, iar luna aceasta, în sfârșit, s-a deschis, așa că am căutat cel mai ieftin bilet de avion către Japonia și acolo ne îndreptăm. Pentru a intra în Japonia în acest moment ai nevoie de 2 lucruri, fără de care nu ai cum să pui piciorul în acea țară, și anume 3 doze de vaccin, fără de care nu intri. O să faci carantină dacă vrei, dar e foarte complicat și nu te sfătuiesc. După care va trebui să te înregistrezi, să-ți descarci o aplicație obligatorie, unde o să trebuiască să introduci foarte, foarte multe date. Vei primi un QR code, cam atât. Vom vedea acolo dacă ne mai cere ceva sau nu. Am zis că poate vreți să vedeți cum arată baia în aeroport. Ia Brevița aici să lucrează la clip. Dacă totul este bine și ne ajută și internetul,
îl punem în seara asta. Acesta este view-ul de la biroul de astăzi. Gata, cele 9 ore s-au scurs. Ne îndreptăm spre poarta de îmbarcare. Iar dacă totul e bine, în 30 de minute suntem în aer și ne așteaptă un zbor de 7 ore. Oh, Doamne. Da. Da, o chestie interesantă. Afară, aici sunt 28 de grade, iar în acest moment în Tokyo sunt 7 grade. Cred că va trebui să renunț la șapcă și să-mi caut fesul. O, da. Și să ne luăm mai multe haine groase. Aceeași companie aeriană. Sperăm că avionul să fie mai mare de data aceasta. Thank you. Am golat. Fasten your seatbelt like you intend to release if this catch. Ai vrevis câtă rugină, bă, Arico. Ce facem noi când este gol avionul? Ne-am luat fiecare câte 3 locuri și dormim fără probleme. 6-7 ore, ne vedem în Japonia. Bine ați venit în Japonia, nu? Fringuț! Strânge. Este ora 6. Totuși au avut întârziere un minut. Bineînțeles, și-au cerut scuze. Sperăm că vom găsi și bagajul. Sperăm că a ajuns și el. L-am lăsat în Kuala Lumpur. Ar trebui să-l ridicăm direct aici. Ia priviți, trebuie să prezentăm aplicația. Culoarea albastră obligatorie și QR codul. Din punctul meu de vedere, chestia cu aplicația este foarte utilă, pentru că nu mai stai în aeroport să completezi hârtii sau pe avion, fluidizează foarte mult traficul și asta e foarte bine. Hai, camionul! Am zis că este interesant să vedeți și voi parcursul nostru din Kuala Lumpur spre Japonia. Ia vrei și bagajul, a ajuns, yay! La a doua încercare, acela nu era al nostru. Gata, oficial suntem în Japonia, am trecut și de imigrări. Nu exagerez, dar nu a durat mai mult de un minut toate procedurile. Super eficienți! Dacă ai totul pregătit de acasă și ai QR codurile, inclusiv pentru declarația vamală, totul merge perfect. Nu stai la coadă, nu nimic. Acum căutăm o toaletă, după care va trebui să scoatem ceva bani, să vedem care e treaba cu internetul, dacă ne vom cumpăra cartelă de aici, de pe aeroport, deși nu cred, pentru că, din câte am înțeles, sunt foarte scumpe simurile. Și să vedem cum ajungem spre hotel. Toate că check-in-ul la hotel este undeva în jurul orei 15, așa că mai avem de așteptat. Este 6 dimineața. Am găsit și baia. Ia priviți ce fel arată la intrare. La femei sunt doar două locuri ocupate. Arată și poziția toaletelor ocupate. Eu am văzut în viața mea atâtea butoane la baie. În primul rând, nu știam pe ce trebuie să apăs. Experiența de a te duce la baie în Tokyo, mai ales prima dată, e la alt nivel. Nu vrei să știți câte butoane sunt. Trebuia să filmezi. Data viitoare. Ora 7 și 12 minute, 12,6 grade. Au trecut mai bine de 9 luni de când nu am mai simțit această temperatură. Bine ați venit în Japonia. Poliția patrulează, dar nu așa cum știm noi. Ce părere aveți? Poliția. Jocul copilăriei mele. Mario, Super Mario. Am găsit câteva ATM-uri. Nu, acesta căutăm unul mai normal. Avem aici. Haideți să scoatem.
Welcome. Curios dacă ne ia comision. 40.000 spre 300 de euro. Cu ocazia asta vă arăt și cum arată banii aici. 272 de euro. Sau am văzut să greșit. Thank you. We'd like to serve you again. Acum văd comision zero. Foarte bun Revolutul aici în Japonia. Așa la prima impresie. Ok, cea mai bună variantă pentru a pleca de aici, cea mai ieftină de fapt, este cu autobuzul. Ne lasă direct în Tokyo Station. Hotelul nostru este la 200 de metri de Tokyo Station. Așa că vom alege această variantă. Ok? Thank you. Sunt super entuziasmată, abia aștept să vedem tot cât se poate. Gata, am coborât și din autobuz, acum ar trebui să căutăm cazarea. Pentru că suntem cu bagajele, afară este puțin frig, mai frig ca la aeroport. Încă nu avem cartele de internet, mai toate magazinele sunt închise pe aici, azi în duminică. Vom vedea. Și mai avem aproximativ 5 ore până la check-in. Nu știu ce să facem. Cred că mergem la hotel și sperăm să ne lase sau să ne primească măcar bagajele. Vom găsi multe lucruri interesante în această țară, așa că să ne urmăriți, să urmăriți pagina de Facebook și canalul de YouTube. Pentru că vom încerca să postăm ceva mai des. Am reușit să lăsăm bagajele la hotel până la urmă, check-in-ul abia după ora 2, mai avem vreo 3 ore de pierdut. Vom încerca să ne cumpărăm o cartelă de internet, spun vom încerca pentru că astăzi este duminică și peste tot este închis, din câte văd. Vom închide acest vlog aici pentru că nu vreau să mai lungesc, oricum suntem foarte obosiți. Și după cum v-am spus la început, în acest vlog vrem să vă arătăm drumul, parcursul nostru din Malaysia către Japonia. Așa că vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final, nu uitați să ne ajutați cu un like, o distribuire și ca de obicei să ne lăsați părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, numai bine!